În ultima rundă din faza grupelor, vicecampioana României a jucat în Norvegia în compania echipei Larvik. HCM Baia Mare a fost învinsă cu 27-22, după ce la pauză scorul a fost egal, 12-12. HCM a suferit astfel a patra înfrângere și rămâne cu două victorii în grupa A, ambele obținute în fața echipei Crim Mercator, formație care nu a obținut calificarea în faza următoare. Băimărencele merg pentru a doua oară consecutiv în etapa următoare, însă vor intra în grupele principale cu 0 puncte. Primele trei echipe din grupele A și B se vor întâlni în prima grupă principală, iar formațiile din C și D vor forma grupa a doua. Astfel, din prima grupă fac parte echipele Rostov-Don, Larvik, HCM Baia Mare, Rail Cargo Ungaria, Thüringer și Flori Lori Handball. Grupa a doua principală va fi formată din HC Vardar, Gyori Audi Etö, Midland, Buducinosc, CSM București și Savehov. Meciurile din grupele principale vor debuta în prima lună a anului viitor. HCM Baia Mare va întâlni pe teren propriu echipa franceză Flori Lorie într-o partidă care va avea loc în intervalul 8-10 ianuarie.